Ți se pare o nebunie să te gândești acum că naționala asta ar putea să obțină ceva la Euro? Hagi vorbea de sferturi sau de semifinale. Am văzut. Greu va fi, credeți-mă. Nu uitați, și noi în 96 veneam după un cal mare de tot, după o completare extraordinară în America, și în Anglia n-am făcut niciun punct. Sunt echipe foarte puternice. Acum, e adevărat, sunt 24, să nu? Exact, parcă 24 de echipe sunt puternice. Nu o să întâlnești în un grup echipe care să zici, mă, astea sunt mai acceptabile. Cum s-a întâmplat acum să fim în cea mai acceptabilă grupă posibilă din istoria tragerii la sorți. Dar bine, poate dacă se duce Eddie acolo, poate o să înumerească iarăși o grupă mai accesibilă.